ziua, domnul europarlamentar Cristian Bușoi, vicepreședintele Comisiei pentru Sănătate și Mediu din Parlamentul European, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Bușoi, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Ne aflăm într-o criză politică generată de ieșirea ALDE de la guvernare. Partidul Național Liberal, prin vocea președintelui partidului, domnul Ludovic Orban, a anunțat că va depune o moțiune de cenzură. În ce stadiu este acest demers? Vorbim de o criză guvernamentală foarte serioasă și e foarte clar, sper, pentru toată lumea că după ce a pierdut sprijinul popular în alegerile din 26 mai, s-a dovedit foarte clar că PSD a obținut un scor mic, că oamenii nu mai cred datorită guvernării proaste și datorită încălcării promisiunilor făcute în 2016. Iată că și din punct de vedere formal, în Parlament, PSD a pierdut majoritatea, a pierdut sprijinul partenerului de coaliție. Moral, normal ar fi ca Partidul Social Democrat să plece de la guvernare. Nu ne așteptăm și deja au anunțat că nu o vor face de bunăvoie, n-au înțeles nici semnalul românilor din 26 mai, nu știu de ce n-au înțeles nici semnalul ruperii coaliției și atunci sunt două variante posibile. Una este aceea a moțiunii de cenzură și e un demers firesc pe care trebuie să-l facă opoziția și în primul rând cel mai important partid al opoziției, care este Partidul Național Liberal și deja ați amintit decizia PNL exprimată și de președintele partidului. Evident că există și posibilitatea ca acest guvern să plece odată cu neinvestirea în termen de 45 de zile a unei noi formule, pentru că așa cum spun deciziile Curții Constituționale, așa cum de altfel spune legislația acestei țări, odată ce s-a pierdut, a plecat o forță politică dintr-o coaliție de guvernare pentru restructurarea guvernului, vorbim de o altă compoziție politică și parlamentară ca susținere, e nevoie de un nou vot de investitură și e nevoie de jumătate plus 1 din numărul total de parlamentari. Deci trebuie să meargă în Parlament cu noile propuneri de guvern, doamna ministru. Și aritmetica de astăzi ne spune că sunt șanse minime ca să obțină voturile necesare. Dar poate înainte de acest moment va trece o moțiune de cenzură, ceea ce este un demers extrem de democratic, extrem de normal pentru o țară democratică și acest guvern își va găsi un sfârșit prin trecerea unei moțiuni de cenzură. Moțiunea aceasta de cenzură va fi depusă înainte de alegerile prezidențiale? Sigur că cel mai normal ar fi să fie depusă în perioada imediat următoare. Aici însă este foarte important să aducem o nuanță. Această nuanță ține de faptul că de data aceasta trebuie să avem siguranța că moțiunea de cenzură trece. Știți bine că în Constituție se spune că opoziția sau anumite partide pot iniția o singură moțiune de cenzură în cursul unei sesiuni parlamentare. Partidul Național Liberal poate iniția o singură moțiune de cenzură. Nu vorbim de situația în care guvernul și-ar asuma răspunderea pentru un pachet de legi și atunci avem dreptul de a le cenzura prin moțiune de cenzură. E o situație cu totul și cu totul particulară. Dar în mod uzual avem voie o singură moțiune de cenzură. Oricum, acest guvern era de așteptat să plece odată cu terminarea alegerilor prezidențiale și cu rezultatul foarte posibil acela că reprezentantul PSD nici măcar nu ajunge în turul 2. Cu atât mai puțin să câștige alegerile prezidențiale. Deci dacă s-ar depune o moțiune în septembrie și această moțiune nu ar trece, n-am mai avea dreptul să o facem în decembrie sau la sfârșitul lunii noiembrie, atunci când se vor sfârși și alegerile prezidențiale și va fi evident pentru toată lumea că PSD nu are niciun rezultat nici la aceste alegeri. Și așa cum ne așteptăm, cum vom munci, cum vom face toate eforturile, președintele Klaus Iohannis își va reconfirma mandatul cu sprijinul și cu votul românilor. Și atunci, momentul moțiunii de cenzură, cum ați întrebat de momentul moțiunii de cenzură, așa cum s-a discutat în forurile statutare ale Partidului Național Liberal, va fi ales
atunci când avem garanția că avem voturile necesare. Pentru că au mai existat niște experiențe neplăcute cu o parte din reprezentanții de la Pro-România, au mai fost și alți parlamentari care au promis o susținere deschis sau în discuții mai discrete și în final s-a văzut că moțiunile au fost votate doar de către parlamentarii PNL, PMP și USR. Dar de și nu vrem să repet acest lucru. ALDE a anunțat public că va vota o moțiune de cenzură, mai ales în momentul acesta în care există o supărare între cele două partide. Ar fi de așteptat și normal, ar fi foarte ciudat să se comporte altfel, dar, încă o dată, președintele Partidului Național Liberal, echipa de negociere, liderii celor două grupuri parlamentare ai PNL, de la Cameră și de la Senat, vor face toate aceste discuții și în momentul în care vom avea semnăturile și sprijinul politic asumat pentru a trece această moțiune de cenzură, moțiunea de cenzură va fi depusă, pentru că este normal ca opoziția să facă acest demers. PNL este pregătit să-și asume guvernarea? Am văzut că sunt alte partide de opoziție, ca de exemplu USR, care a spus că nu își asumă o eventuală guvernare, fie ea chiar și de tranziție. PNL a spus-o de nenumărate ori, clar și răspicat, că e pregătit să își asume guvernarea. E pregătit să își asume o guvernare care va fi cu totul și cu totul altfel decât guvernarea din ultimii ani a PSD-ALDE. Vorbim de o guvernare responsabilă, vorbim de o guvernare care să pună în primul rând interesul cetățeanului, vorbim de o guvernare care să întărească parteneriatele noastre cu Statele Unite ale Americii, cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, care să respecte angajamentele noastre europene și internaționale. Și mai ales vrem o guvernare care să aducă prosperitate românilor și care să aducă lucruri concrete pentru români. Spitale, autostrăzi, lucrări mari de infrastructură, o reformă în domeniul educației, așa cum de altfel o avem schițată în proiectul România Educată a președintelui Klaus Iohannis. Toate aceste lucruri vrem să le facem într-o guvernare și suntem pregătiți să o facem. Cred că și alți parteneri din opoziție trebuie să se gândească foarte responsabil în primul rând la români și la cetățeni și nu la calcule electorale. Și cred că și USR are obligația să își asume o responsabilitate și să pună mai sus de interesul electoral pentru prezidențiale, pentru alegerile locale, pentru alegerile parlamentare, stabilitatea României și nevoia ca România să aibă o guvernare diferită, mult mai bună, mult mai responsabilă decât guvernarea PSD. Dar cum ar trebui să arate noul guvern? Cu toate formațiunile care vor susține moțiunea de cenzură și care nu au susținut guvernarea PSD. O adunare a forțelor din Parlament, evident mai puțin Partidul Social Democrat, pentru că așa e natural, așa e moral, așa ar trebui să se întâmple, guvernării PSD trebuie să îi se pună punct. Inclusiv ALDE și Pro-România? E o discuție care trebuie purtată având pe masă un set de principii, un program, măsuri urgente, inclusiv persoana primului ministru. Nu cred că trebuie închisă ușa niciunui partid politic, mai puțin Partidul Social Democrat, care nu mai are ce să caute într-o nouă formulă guvernamentală, odată ce va fi trecută, va fi adoptată o moțiune de cenzură, dar sigur nu se poate face orice compromis. Sigur că ALDE astăzi a făcut un gest care poate duce la încheierea acestei guvernări. Dar totuși să nu uităm că sunt anumite măsuri din trecutul apropiat, din guvernarea comună PSD-ALDE, care au făcut rău României și despre care ALDE nu poate spune că nu a știut sau nu poate să nu-și asume niciun fel de responsabilitate. Ori e o guvernare în jurul Partidului Național Liberal, nu poate porni decât la cu totul și cu totul alte principii decât a fost guvernarea de după alegerile din 2016. Așa încât, sigur, prioritară fiind moțiunea de cenzură, prioritară fiind construirea unei alte majorități
și înțelegând că nu se poate trânti ușa în nas nimănui, mai puțin Partidului Social-Democrat, vor fi foarte importante principiile și programul politic și guvernamental pentru a vedea cine ar putea face parte din acea guvernare. Sunteți, cum spuneam, vicepreședintele Comisiei pentru Sănătate din Parlamentul European, o comisie extrem de importantă și un domeniu la fel de important. Care ar trebui să fie primele măsuri pe care să le pună în practică un nou ministru al sănătății? România se confruntă cu probleme pe care le știm cu toții în sistemul medical. Care ar trebui să fie primele măsuri pe care ar trebui să le ia un nou ministru al sănătății? Sunt anumite măsuri care trebuie luate printr-o decizie politică asumată la un nivel mai înalt decât nivelul unui ministru al sănătății. Sănătatea are nevoie de câteva lucruri clare care nu pot fi făcute decât printr-un sprijin politic și guvernamental foarte bine asumat. Pentru că sistemul de sănătate din România este într-o stare deplorabilă, este într-o stare de criză și nu sunt de ajuns niște măsuri administrative de a cârpi și colo și de a acoperi niște crize de moment pentru ca lucrurile se îndrepte cu adevărat. Cea mai importantă măsură ar fi aceea unei finanțări corecte, adecvate. Și aici nu ține numai de Ministrul Sănătății. Ministrul Sănătății poate să argumenteze, poate să justifice, poate să dea garanții că banii care s-au investit în sănătate ar fi cheltuiți eficient, corect, transparent, fără a fi deturnați, fără a fi furați, fără a fi folosiți în alte scopuri, dar decizia politică trebuie să fie a Parlamentului, a Guvernului, primul ministru, ministrul de finanțe, trebuie să găsească aceste resurse. Pentru că fără o finanțare adecvată, care sigur nu se poate ajunge la niveluri comparabile cu țările din vestul Uniunii Europene, nici în cifre absolute, nici ca procent din produsul intern brut, nici ca procent din buget, dar cel puțin la nivelul unor țări din centrul și estul Europei, și am mai dat două exemple, poate și în discuții cu dumneavoastră, Polonia, Cehia, sunt țări care au plecat cam de la un nivel echivalent cu România după căderea comunismului, dar care, fără a avea sisteme de sănătate foarte performante ca Franța, Germania, Austria, totuși au niște indicatori de sănătate și o satisfacție a pacientului și o coerență a îngrijirilor de sănătate mult superioară României. Și un sistem de sănătate normal. Care funcționează, care nu e perfect, care trebuie îmbunătățit, care mai dă rateuri, care evident nu e perfect, așa cum spuneam, dar de care pacienții sunt mult mai bine mulțumiți decât cel din România. Polonia chiar poate fi un exemplu pentru că seamănă într-un fel României. E o țară care are o populație comparabilă, e o țară mai mare decât România, dar nu cu mult mai mare. E o țară care are cam același model de centralizare și chiar organizarea sistemului de sănătate este similară cu cea din România. Pot fi lucruri din care ne putem inspira din alte modele europene. Franța poate fi un model foarte bun. Vorbeam de Polonia, vorbeam de Cehia, pot fi însă și sunt alte lucruri pe care trebuie să le facem pornind de la realitățile din România. Și de aici trebuie pornit. În primul rând o finanțare adecvată, în al doilea rând o îmbunătățire a legislației privind calitatea actului medical și protecția reală a pacienților, pentru că astăzi lucrurile sunt destul de neclare și pacienții au nevoie să fie protejați inclusiv prin măsuri administrative, legislative, de la drepturile pacienților, de la îmbunătățirea legislației privind cazurile de malpraxis, de la condiționarea plății actului medical, de contării de către casa de sănătate în funcție de anumite standarde de calitate, de la dimensionarea corectă a serviciilor de sănătate și a nevoii, dar și a costului prestațiilor, pentru că și aici este o problemă foarte serioasă, de la o concurență care trebuie stimulată între sistemul public și între sistemul privat sau în interiorul sistemului public, pentru ca medicii, managerii să fie stimulați inclusiv financiar să facă un act de calitate din actul medical, o mai mare autonomie dată managementului spitalelor, o politică a medicamentului mult mai suplă,
mult mai inteligentă și nu atât de populistă precum avem astăzi. Deci ar putea fi un set de 8-10 măsuri urgente care ar trebui să fie implementate, care și-ar vedea roadele într-un timp nu foarte lung, dar care n-ar putea fi făcute fără o decizie.